Nu o salutare, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la încă un episod de Jurassic World The Game. Bată-mă, Dumnezeu, că am vrut să pun toate astea în funcțiune aici, că de vreo două ore mă chinuie bunul jumate noaptea și am început să lucrez la chestia asta pe aici două ore au trecut sau trei. O salutare, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un episod din Jurassic World The Game. Ce faceți, mă, nebunilor mei? Sper că ați avut o zi grozavă. Eu unul, să mă bată Dumnezeu, că nu m-a chinuit universul ăsta de a trebui să mă trezesc dracu la vreo 6-7 dimineața ca să merg în oraș, să rezolv niște chestii. M-am culcat la 3 dimineața sau 4, nu știu cât dracu era ceasul exact. Eu stăteam și mă dădeam scroll pe chestii pe YouTube. Hai de viața mea și observ că astăzi s-a adăugat o creatură nouă în Jurassic World The Game. Mama mea, avem un turneu nou și al meu Sucodus, care e un fel de Metro Rank ăsta așa subacvatic, dar de mișto, frate, uite, așa un crocodilian așa fain, uite cât de mișto e, mama mea, ai de capul meu. Și pe deasupra, după ce mi-am disuzat fiecare celulă nervoasă, avem un mystery pack, fiecare celulă nervoasă și fiecare chestie de, fiecare zi, stare psihică, fiecare, bă, deci nu mai pot să mai vorbesc efectiv, mor de cal dracului. Și am migălit la prostia asta, a trebuit să schimb emulatorul ăla și că nu mai mergea. În cazul ca, na, ăla de foseam eu era Nox, mi-a scăpat Jihania asta ieri. Ce naiba, a început muzica dubioasă asta pe fundal. Da, pentru tine, domnule Golden, tu am nevoie de tine în turneul ăsta. Despre ce vorbeam? Da, emulatorul ăsta, ups. Dar ce începe cu chestia asta, frate? Ai, adică am să mă concentrez acum, oricum, da, n-ajungă pe zona verde, n-ajungă acolo unde-i plac, ai lai. Ai, adică am eu. Bă, da, sincer, Bluetooth-ul ăsta parcă zic că să meargă mai bine cât Nox-ul, ești nebun? Bine că s-au băgat versiune și chestia, văd că... Cred că versiunea asta, de Blue Stack nu mai schimb, frate, găsesc o versiune care merge bine, care îmi place mie cum merge și toate cele și cum arată. Dumnezeu, am dat click pe 6, după aia am dat pe 5, că da, la mine a 6 numără, 1, 2, ups, ui, e la mine să numără 1, 2, 3, 4, 6, 5, bată-te, Dumnezeu, te repă, astăzi dacă n-am fost, ai de capul meu, n-am fost la verde, aia măcar am luat, oricum îl luam înapoi, zic că bine că măcar l-am luat înapoi, oricum îl luam înapoi. Prea mi știe zdienii, dar hei, am primit-o, uite, cam mi s-a părut mi s-a luat puțin mai mic golden tut. Am făcut eu pe așa, am să fac și chestia, am stat vreo două ore cu taică-mi la dinții ca să-mi scoate niște dinți din gură. Bă, oameni, periați-vă dinții, bă, bată-vă Dumnezeu de fraier, periați-vă dinții, că ajungeți ca taică-mi să vă scoată toți dinții din gură. Și nu o să vă placă chestia asta, vă zic eu că nu o să vă placă chestia asta. Vă vreți dinții, aveți nevoie de dinții, ca să vă protejați, ca să vă apărați de prădători, dar stai că numai, am trecut de vremurile la T-Rex. Pe deasupra, uite ce am eu aici. E, asta merge, de ce nu, am acolo 60 de milioane, nu-i problemă. Alte chestii, asta nici n-am de gând să o fac, asta nici n-am de gând să o fac. Atunci o să dau niște coins pentru niște moade. Din câte am zis, o să bagi un update nou, o să bagi moduri noi, creaturi noi, ci că evenimente noi. Ludi are planul ca să țină jocul ăsta pe picioare, dar din nefericire îl și-o moară în același timp. Din cauza că au început să dispară Dinobux-urile din joc, adică nu prea mai câștigi Dinobux. Am văzut într-un videoclip făcut de băla, zic cum îl cheamă, The Gaming Beaver, în care a explicat așa în mod concret cum dispar Dinobux-urile din joc, frate, într-un mod alarmant. Deci înainte Dinobux era, băi, deci bucks-urile erau ceva casual, așa, dădeai de ele într-una. Acum, bă, pentru Dinobux, fai, adică am eu, te chinui ca naiba, deci din Golden Rewards, din pack-ul ăla de care era gen Legendary pack-ul, care e mai zaldă decât Legendary pack-ul acum, fiindcă nu mai primești Dinobux și mi se pare că în Legendary pack asta e așa. În Legendary pack tu primești Dinobux? Unde ai mai stai așa că mă încurcă taburile astea, sunt prea multe taburi și mă dau peste cap. Uite asta, ăsta trebuie să dea Dinobux, nu iasă el. Adică, da, uite, ăsta dă Dinobux, dă undeva la 500 și chestia asta, frate, cu up to, adică e ază 20% și up to 500. Și niciodată nu-ți dă 500, adică rare ori îți dă numărul ăla fix, exact, numărul ăla maxim. De cele mai multe ori îți dă un număr random acolo, îți dă ceva sub, îți dă un număr de ăsta enervant. Dar în fine, hai să facem turneul ăsta, nici nu m-am atins de... am aici un free speed up. Hai să încep eu cu ceva nu foarte slab, dar nici foarte puternic, așa de început, știi că nu să știe ce oponenți poate să-mi bagi aici. Apropo, de fapt, vreau să zic că asta e săptămâna cu moduri, săptămâna cu evenimente modate numai, dar săptămâna s-a dus dracu și eu n-am postat absolut nimic, fiindcă am avut o stare, moment, și încă mai am starea, dar încep să-mi revin așa puțin câte puțin, uite așa, perfect. Încep să revin așa în cer puțin câte puțin, dar mă stresează viața, frate, și am vrut să-mi găsesc un serviciu în cele de urmă. Adică am găsit un serviciu, mi s-a recomandat niște, oi de capul meu. Uite, aia sunt niște oponenți așa mai mixați. Ideea e că am găsit un loc de muncă, ceva de ăsta. Cu dracu a zis, mă, agenda securitate sau cu efectiv un panic, să stau în magazin și stau așa la ușă și când intră lumea cu sacoșe, să mă uit în sacoșa lor, să nu cumva să vină dracu cu vreo bombă ceva, să ne omoare pe toți pe acolo. Dar
Chestia e că am vorbit cu aia pe acolo, am sumiat un număr de telefon, am zis: alo, bună ziua, domnul, vreau să devin și o agent, vreau să devin și o mare paznic aici, eu la condiția mea fizică ne mai pomeni, să-ți dai seama, cel mai bun paznic din lume pe persoană fizică. Vorbește cu mine, da, avem locuri libere, nu știu ce, se poate angaja, nu știu ce, mai ales că m-a întrebat de unde sunt. I-am zis de unde sunt toate cele și păstea așa, domne, că există o problemă și m-a luat cu chestia că există o problemă. Transportul de transport de dus ai, dar de întors acasă nu mai ai, fiindcă era program de la 6 dimineața până la 12 noaptea în continuu în fiecare zi. Deci, și cred că treaba cu YouTube-ul la mine n-a mai fi mers în motivul ăsta, din cauza că îți gândește, încep programul de lucru de la 6 dimineața până la 12 noapte. Și ținând cont că sunt undeva la 15 km distanță între locul de muncă, zis așa, aș lucra la Mega Image, oameni, la Mega Image acolo, așa mi-am adus aminte, la Mega Image, agent de pază sau ceva de genul, adică să stau cu mâinile sunt toată ziua, efectiv, trebuia să fi dat anosop. S-a vrea să pierd această prima luptă, este foarte posibil, dar nu știu ce să zic, direct moartea la tine, domnule. Una, două, trei, fac chestia asta, nu sunt prost, așa că am o idee, de fapt sunt și prost, dar am o idee. Ok, îți dau ție moarte, după aia dau Danosop, cu ăla cu oricum sunt doi erbivori acolo. Dacă, băi, eu v-am zis, eu când vorbesc cu voi, când vorbesc aici, povestesc ceva, eu mă uit pe pereți dracului. Nu știu ce probleme grave am, nu știu, mi-am luat și o adeverință, am dat 10 lei pe o adeverință proastă de... credeam că s-a glicit botul iarăși. Ok, nu m-a atacat, ia dupterozaurul ăsta în față, așa. A trebuit să merg să dau și 10 lei pe o adeverință medicală ca să dovedesc că sunt sănătos fizic și toate cele mai puțin mental nu sunt sănătos. V-ați dat seama după ce mi-am făcut canal de YouTube că toată lumea și-a dat seama că nu sunt sănătos la cap. Asta e partea a doua. O să vedeți voi și cât de nesănătos la cap sunt și când o să apară, zic, clipul ăla de Terexmanie. Nu Terexmania, de Sirius, Terexmania în care v-am cerut eu vouă propune și chestii și mi-am luat și un card de memorie, mamă, de 16 giga ca să pot să filmez mai mult și fără frică că o să mi se întrerupă dracu filmarea pe la jumătate. Sunt pregătit și gata de acțiune. Bă, mai pe scurt așa, sunt pregătit, dau așa, ac! Ac, deci nu mă, dar mă dor unghiile, mă, oameni, mă dor câteva unghi la mâini, așa. Te crezi că nu știu, aia stai așa, să fiu și atent aici, că e important. Este dovitare foarte mare, poate botul în atacă și am o șansă, dar botul atacă ultima secundă, botul nu atacă ultima secundă, botul ia o hotărâre foarte necizelată, dar nu mă ataca. O să fac chestia asta din nou. Nu cred că trebuia să fac chestia din nou. Poate mă atacă cu 6. Există șansa asta să fiu atacat cu 6? Bă, dar de ce dracu ia atât de mult să se hotărască să facă chip de-aia modificat inteligența artificială să gândească înainte să atace? Da. Trebuia să mă aștept la asta. Dar văd că atacă mereu la secunda a 7 acolo, mă, să văd chestia asta, atacă numai la secunda a 7. Care e fata cu chestia asta? Oare sunt playeri adevărați? Doamne. Am mâncat un cârnăcior în foietaj, un de la un crevuș în foietaj, că mereu când mă duc în oraș, frate, trebuie să-mi iau cârnăciori în foietaj. De fapt sunt crevuși în foietaj, bă, sunt atât de buni. Păi da, supărat, mi-am luat și pufarine, mă, mi-am luat aminte de copilărie și de pufarele, pufarine cu lapte, ai de cam eu, alea și cele mai bune, mame, ați mâncat vreodată pufarine, ai bă că trebuie să știți pufarine, ai de cam eu, când eram mâncat la deasă ca spartul. Și mi-am adus aminte acum de existența lor. Și mamă, și când am văzut acolo la rata, am zis, gata, mi-au un pachet ăsta, mă duc acasă, mă duc cu lapte până boros mase, domnule. Asta e așa, să vedem, să trebuie să pun ceva mai bun, frate, că văd că oponenții nu mai sunt chiar așa de slăbani. Și chiar vreau creatura asta e una interesantă. Ok, asta e. Bă, dar nu am văzut câți ăștia de nivelul 1 am pe aici, doamne, Battle T-Rex. Ok, așa, și am nevoie de ceva carnivor înstărit. Un majonga sau urmere, gata. Atât să câștig cu chestia asta. Acum să vezi că îmi pun un tronzor de nivel 40 acolo și dă wipe la toată echipa asta, l-am pus eu. Poate nu se întâmplă chestia asta. Na, uite-te, nu putea să mi dea pe ăștia meciul trecut sau ce a fost asta, eh? Ludia? Mai întâi dă nări la toate chestii, nu ne bagă brachiozaur, ne oferă evenimente grele, oponenți imposibil de bătut și acum asta? Nu sunt foarte de acord cu direcția în care se îndreaptă jocul ăsta, nu sunt loc de acord. Adică după ce a tocat update-ul ăsta cu modurile, când au apărut modurile prima dată, a fost ok, a fost ok, oponenți ok, lupt ok și tot felul de chestii astea, prize-urile relativ ok, dar brusc,
Brusc și-au dat seama că trebuie să stoarcă bani din el, cum a fost în Jurassic Park Builder, când au stat Jurassic World The Game, fiindcă există Jurassic World The Life care omoară Jurassic World The Game acum și, și bănesc că pe 2021 o să apară încă un Jurassic World The Game bazat pe filmul ăla, în care am înțeles, a zis Colin Trevorrow că și că o să există mai multe filme pe ce să termină asta cu Jurassic World 3 și că s-ar putea să mai existe niște filme după asta, tot pe baza Jurassic World, am fost și o dată genul. Acum nu știu, frate, parcă, uite, mi se pare că întinde cam prea mult franciza asta, sincer să fiu, și cu toate că e faină și asta, trebuie să se oprească undeva totuși, știi, adică merge prea departe și lumea deja nu mai suportă filmea asta cu Jurassic Park, deja lumea deja a început să fie ceva de, Jurassic Park, ce porcărie. Văd foarte mult feedback negativ, bine, începând de la primul film și până la restul, toate așa, toate vreme văzute cu ei grei. Asta nu făceau Jurassic Park, dar nu înțeleg de ce, frate, că au, zice că povestea e nașpa, dinozaurii nașpa și toate cele, adică lumea nu înțelege că filmul ăsta are o poveste, are ceva în spate lui și în fanbase-ul ăsta există o poveste mai adâncă, mă, oameni. Poate ce să, adică vă gândeam așa, poate să existe un, cum să numește asta, o trilogie sau cum trebuie să numește mai, dinainte de primul film, știi, adică nu sequel, altfel zice, trilogie parcă așa zice, uite că am ajuns direct în Survivor. Ia zi, sunt prazuri bune aici, asta ne decide soarta. Bă, 375 ADN, 10 Dinobox, uite cum a trecut pe acolo, ne mai pomim pe 50 Dinobox! Ala-i mă! Am câștigat 5 intrări în turneul ăsta. Dintr-o dată muzica, a tăcut așa, a fost ceva de gen... S-a resetat așa singur, ești nebun? De asta așa, ok, mă rezea, bun, dar ceanta clea, ai, de, bă, eu nu știu ce fac, ești nebun la cap, eu nu pot să-mi coordonez mișcările. Și muzica s-a muțește singur într-o dată. Acum nu știu pe ce dracu să mai dau vina, chiar mai dau vina pe nimic, frate, sunt prea obosit ca să mai, nu știu, să mai judec ceva, să mai calculez ceva cu inteligența mea de peștișor auriu. Ai, de cap, bă. Na, oponenți foarte buni acolo, ce pot să spun, dacă nu este muzică în timpul combatului, o să pot să pun eu muzica mea, pe care eu nu pot să o aud în momentul ăsta, pe eu s-au auzit decât voi. Ei, aparent există muzică în timpul combatului ăla, bată-te Dumnezeu, uite ce fac acolo, uite ce fața are omul în poza aia, bun. Drag moartea, tine nu știu ce mai stau să mai calculez mișcările astea, tăi mă, o să pun un bloc sau un riză. Drag moarte îi dau la Gallimus ăsta, du-te jos acolo, bată-te Dumnezeu. Bă, nici nu știu ce drag să facă, sunt atât de stresat, sunt atât de frustrat, atât de deprimat și atât de demoralizat, încât nu mai vine să mă mai cul deloc, nu mai vine să mai mănânc deloc și să aștept moartea să vină să mă afle, să vină așa, să vină așa moartea, zică, haide domnule cu mine, dar nu te după lumea cealaltă că n-avem nevoie de proiecte, de lăsăm acolo la graniță, știi? Și o să fiu așa între, o să fiu o fantomă și o să vin să vă bântui pe toți ăștia care m-ați enervat, adică pe toată lumea de pe planetă, mai pe scurt. Direct moarte și la tine, domnule, direct 5 puncte de atac acolo, du-te la dracu jos, că uite ce dinozauri am pus-o și ce oponenți mi-a dat. Văd că dinozaurul ăsta îi bate pe toți, frate, fără nicio problemă, adică nici nu se stresează omul. Uite, cu fața lui de extratezul tocilar. Vai, hai mă, adică n-am să vă... Bă, dar ce m-a enervat pe mine chestia, că am fost la dentist, am stat 2 ore ca să o polizeze pe una în gură acolo, frate. Cu toate că avea taică-mi programare la ora 10 jumate, parcă știi, cam așa, la ora 10. La 10 și a venit una care avea programare la ora 9. Și eu am fost primi acolo, am stat, stăteam pe scaune, ne jucam pe la aerul, ne jucam pe la sistemul de ventilație, camera de filmat s-a uitat la noi acolo cu ochi curâți. Apatosaurul ăsta surprinzător a murit în 6 atacuri, așa că o să moară acasaurul ăsta, o să-i facem un serviciu și o să-i curmăm suferința, fiindcă a dat-a prea ca dracu. Noi stăteam pe coane, prosteam și toate cele. Mă, ce n-ai bea de nervul cu muzica, de asta nu folosesc un Bluestacks. Nu merge cum trebuie. Dau vina pe emulator, fiindcă pe Nox nu facea chestiile astea. Ai de cam eu cât am avut cum ieși din nas. Detalii neimportante, Terex. Lasă oamenii să mai și doarmă, să mai și mănânce, să mai să-ți bucure de existența, fără să știe că tu ți-ai scos un muc din nas. Ca un cimpanzeu cirpată, mă, Dumnezeu. Dar chestia e că noi am fost primi acolo, a venit și dentista care avea să fie acolo de la ora 8, dar totuși a venit pe la ora... A venit pe la ora, nu? A întârziat cu vreo oră jumate, cam așa a întârziat. Și mai zice alții că nu sunt punctuali, iar tu nu vii la serviciu când trebuie și faci alții programare. Vine acolo, vine după aia o femeie care a programat la ora 9. Și totuși ne-am fost primi acolo de ceva să ia pe taică-mi primul, fiindcă na. Fiindcă ea știa cu ce are de-a face și chestii de-astea. Dar nu, a preferat să o ia pe tipa aia care a venit acolo ca să-i polizeze dinții, bă, periați-vă dinții, bată-vă Dumnezeu. Aha, văd că muzică și avem pe fundal, merge foarte bine programul ăsta, bată-mă Dumnezeu, te să repare erorile astea. Mi-a atâtă silă, aaa!
Ale, mai mergem cu ăștia. Bine, acolo, ia, pa, acolo începe să o polizeze vreo 2 ore în gură. Noi ne plimbam pe acolo, mai puteam eu, bă, pe mine mă luau somn, bă, calorifere, ești nebun. Eu stăteam atârnat de caloriferul acolo cu dinții, dracu, mai aveam puțin și ajungeam pe jos, mă mătura mai pe acolo. După aia bagă pe taie, că în cele de urmă, vine și rândul lui. Și în 10 minute, efectiv 10 minute, exact 10 minute, o termina toată treaba, a scos dinții din gură, i-a pus o bată acolo, nu mai putea vorbea, așa vorbea. Da, după anestezie. Și da, uite așa am pierdut-o 2 ore din viață, stând pe un scaun, rupându-mi spatele. De fapt, sincer, scaunul ăla era foarte comod, da. Stând jos atâta timp, frate. M-am mai și plimbat pe acolo, dar nu prea ai ce să vezi în mare parte. Cam ce vezi normal în țara asta, drumuri stricate, clădiri stricate, oameni stricați. Vezi? Chestii normale. Îți dau și ție moarte, domnule. Dacă n-ai pus... Ala, e moarte direct la te, nici nu mai stau pe gânduri. Tu te jos acolo, mușcă țărâna. Dar nu știu ce să zic, bă. S-a rezolvat și cazul cu fetele alea de la Caracal, am văzut acolo. Pentru ăștia de la știri a fost un clickbait foarte bun, pentru ăștia de pe internet am văzut că pentru unii a fost subiect de bârfă nemaipomenit și tot așa pentru tot de clickbait să mai facă și o vizionare. Dar aparența, ce că s-ar fi rezolvat, cazul s-ar fi dedus după vreo 10 zile de anchetă continuă, bată-i Dumnezeu de proști, băi, așa ceva n-am văzut. Așa de în siguranță mă simt în țara asta, așa de în siguranță mă simt că și dacă m-aș arunca într-un vulcan, nu m-aș simți mai în siguranță. Dar ideea că, ci că s-ar fi rezolvat, cazul, fetele sunt extincte, efectiv. Îți dai seama, frate, au găsit carne de om în curte, au săpat acolo, au găsit carne de om, efectiv, le-a tranșat, le-a dat la câncică de, bă, niște scenarii atât de horror, bă, nici eu nu mă gândeam la chestia asta și am o minte asta diabolică, domn nebun. Și totuși, nici eu nu m-aș gândi la chestia asta, frate. A făcut un butoaie, a făcut un fel de incinerator, dracu, doamne ferească. Ăla trebuie exterminat pe fața pământului. 20 de ani, Wax. Am vorbit și eu cu Dăruș și deodată a început să-mi dea resurse bune. Asta dovedește că dacă vorbești de roșii chestii astea și neglijești ceva și îi arăți disrespect, de ce am dat eu click acolo, puteam să dau direct pe fight, de ce fac eu mizerii de astea? Ok, ia să vedem. Concentrează-te, T-Rex. Concentrează-te, mi se închid ochii, mă, oameni, îmi pare rău. Îmi pare că nu sunt dinamic, nu sunt așa cum vă place vouă să fiu eu mereu. Dar îmi pică ochii în gură. Și mai am și pe Costa Prița cea care îmi prăjește retina, efectiv. Mamă, și trebuie să faci episodul de Terismania, fiindcă am niște idei, frate, pentru clipul de Terismania. Bată-mă, Dumnezeu, că n-am mai postat de mult. Vreau să fac seria asta de Terismanie. Zi. Vreau să fac Terixmania asta, asta obișnuită, nu aia de series, aia de series să apară odată pe an, nu la cum nu crezi eu. Dar vreau să fac Terixmania asta odată pe lună, cel puțin așa, știi? Să fie așa, cu propuneri de la voi, cu sugestii de la voi, chestii, idei pe acolo de care să mă inspire, să-mi deschidă orizonturi noi. Să o fac așa odată pe lună, să fie faină sau nu știu, odată la 2 săptămâni, habar n-am, depinde de starea mea, depinde de cheful meu, depinde de starea climatologică de afară. Deocamdată la mine încălzirea globală s-a mutat în casă. Afară e răcoare ca naiba la mine, deci afară cred că se poriva la vreo 18 grade, cam așa, dacă se aproximezi, după cum simte pielea mea nemaipomenită de reptilian aici. Și la mine casa se vreo 30 de grade, este senzațional cum încălzirea asta globală se decide să se mute în locuința cuiva. Drag moarte la tine, domnule Sfaino, stai acolo, mușcă țărâna, bată, te Dumnezeu, nu te vedem noi pe tine în Jurassic World 3, mai mult ca sigur. Bă, trebuia să vă spun ceva important și am uitat. Ca de obicei, am uitat chestiile importante, numai pe alea importante mi le aduc aminte. Despre ce dracu vreau să vorbesc, mă, că am uitat. Da, e, de fapt nu e, dar așa asta e o chestie pe care trebuie să vorbesc cu voi. Intro la animal la care lucrez oameni. Îi aproape și la să fie gata, mi-am niște chestii de făcut, mi-au mai venit niște idei în concept acolo, am mai schimbat un concept micuț. Include chestii care îmi plac mie. Include chestii care îmi plac mie. Ceapă și explozii. Asta trebuie să știți că include chestia aia. Acum am trebuit decât să le leg la cap la cap frumos. Să fac o tranziție acolo și totul este gata și mai puțin că trebuie să schimb niște modele. Trebuie să schimb niște chestii pe acolo care arată atât de teribil, fiindcă am descoperit mecanici noi de desenat de chestii de astea, frate, ca să fac să arate totul mai frumos, mai detaliat, mai să fie, fiindcă știi că sunt obsedat cu detalii, le-ați văzut în toate pozele aia pe care vi-am pus-o pe comunitate, ăștia care nu știți despre ce vorbesc aici, mergeți pe community tabulată pe canalul meu, bată-vă Dumnezeu și uitați-vă pe acolo la poze faine, desene de ale lui T-Rex, opere de altă, la care unii oameni mi-au spus că le-am furat sau ceva de genul. Da, aparent așa de talentat în comparat cu artiști ăștia care zic că, cine ți-a făcut asta? Am păstrat să mă întrebe unii.
ce mi-a făcut alea și ai de camere ce șar mișto acolo, cum a venit bucatea de grind așa, așa acoperi toată imaginea. A jumătate de imagine, sfert de imagine. O lecuță de imagine. Pe deasupra, în timp ce căutam inspirație pe internet și căutam idei și astea, am găsit cel mai fain wallpaper pe care puteam să-l găsesc cu Jurassic Park, mă, oameni. Dacă găsesc link, vă las și voi acolo în descriere, citiți descrierea, bată-vă Dumnezeu dacă vă interesează să știți ceva, nu vă mai întrebați în comentarii chestii, ele, aveți tot ce trebuie să știți în descriere, deci toate întrebările pe care vi le-am spus vreodată le găsiți în descrierea la mine, mă, oameni. Mergeți acolo și citiți descrierea că vă găsește tot strace. Dar ideea în felul următor, dacă găsesc wallpaper-ul ăla, găsesc link-ul ăla, vi las acolo să-l luați și voi, e fain, mă, oameni, așa, e un art style ăsta așa amuzant, știi? Cu scena cu Mazgo, Fester, frumos, acolo e Ellie, e Malcolm, vi se vede puțin jumătate din cap așa, Moldun acolo la volan și toți așa se sperea și Rex în spate acolo. Uite cât de fain, frate, uite la mai cea pe Rex-ul, uite cât de fain arată, uite cam eu și shot-ul ăla, așa perspectiv, uite cam eu. Sper mai să găsesc link-ul ăla, frate. Sper mai să-l găsesc, să vă-l dau și vouă, că dacă nu, chestia să vă dă foarte awkward, așa că am vorbit despre ceva ce voi nu puteți să vedeți. Mă mănâncă nasul. Lasă-mă, nasule, nu mă mai mânca, că oricum lupta asta o câștig. Sau uitându-mă la oponenții mei, nu, dar fapt o câștig. Sunt, da, aia zis, sunt doi carnivori aici și Kiki Power, mame, că mi-a spus și eu pe comentarii de Kiki Power. Uite acolo pe Kiki, l-am adus pentru voi acolo în luptă. O să-i dezlănțui puterea astăzi. Dacă nu mi se ia curentul iarăși, că am pățit în ultima vreme să mi se ia curentul iarăși, da. Că e senzațional, frate, cum se norează puțin afară, deci cum apare un nor afară pe cer. La mine curentul pică o fracțiune de secundă suficient că să-l strice tot. Așa am pierdut și un scenariu. Așa am pierdut și niște chestii la care lucram acolo și am uitat să salvez, fiindcă n-am. Ok, ia aduceți-l pe Kiki. Ala-i, mă. Hai, da, vino cu acel Kiki. Arată din ce ești făcut. Îl omoram într-o lovitură, aparent, dar o să pun acolo pentru extra durere, să simtă puterea lui Kiki. Ala-i. La mine cum apare așa, cum apare un or, direct să ia curentul, îmi strică toate alea și câteodată eu mai am talentul să lucrez așa o oră, jumate, două acolo, să lucrez la chestii astea în cele mai mici detalii. Și să uiți să salvezi tot progresul ăla, știi? Și se întâmplă un eveniment neplăcut, nu știu, să ia curentul și mai dă calotore, s-ar chestia că... văd că așteaptă omul destul de mult, se gândește, bă, tu, băi. Și s-a gândit să mă și atace. Foarte bună mișcare, domnule, păcat că asta o să-ți fie și fatală, bată-te, Dumnezeu să te bată. Ok, după aia de-a ținut toată puterea lui Kiki, sper să nu-l omoare neoși toată megalosaur, dar n-are cum să-l omoare pe Kiki, frate, Kiki e nemuritor. Îl lovești cu toată puterea și după aia el îți absorbe puterea și ți-o dă înapoi cu toată forța pe care o are, el o dublează, o triplează, o va dublează. Na, ce faci acum? No, că te-ai blocat, este? Toi speriate? Chestia e că asta e mal. Nu pot să cred așa ceva. Creatura asta a îndrăznit. Ia vreo ce. Kiki Power, Raja Stega, măi, a făcut un transfer de putere. Hai, Raja Stega, răzbună-l pe Kiki. Ala e, mă, răzbunare. Cum a îndrăznit el să lovească pe Kiki, măi? Nică tupeu a unii. Puh, spitoni, ai de camera. Bine că am dat o mare precipitație pe monitor. Eu fac chestii de astea și dau fila pasică în scuipă pe monitor, ești nebun. Ok, aproape, cred că încă o luptă și ajung în Predator. Dar chestia e, despre ce vorbeam, stai așa că am uitat. Despre detalii, despre cât de prost sunt eu că nu salvez munca la timp și apare un eveniment ăsta, apare o apocalipsă, da, să ne mai pomenea și îmi strică toate alea. Dar în fine, oameni, dacă lucrați ceva, orice lucrați acolo, nu contează ce lucrați. Coins, cred că universul ăsta se pregătește să-mi dau o luptură de asta gravă, nu știu părerea voastră care era. Eu aștept ca universul să vină așa cu un pum de ăla de fier. Să vin așa cu mânușa lui Thanos. N-am văzut Endgame, nu știu cum ai bea, dar am văzut pe Thanos, am văzut toate mimurile cu Thanos și chestia cu mânușa aia. Vine cu prostia de mânușa la mine. Îl omor tot oriunde, nu îl omor, ce să fie. Dar așa să vină cu mânușa mea, să dea uite așa un pumn în cap, să mă arunce pe partea alta planetă, să ajung pe undeva până America. De fapt, poziționat, eu cred că, bă, dacă aș pune un pumn în cap acum, aș ajunge oare în America sau aș ajunge pe lângă America? N-au uitat ce mă interesează pe mine la ora asta. Ok, moarte la tine.
Reserve. N-are, nu cred că mai are rost să-l mai salut pe Smaug acum. Deși e posibil să supraviețuiască, mă mănâncă nasul de nu înțeleg de ce. Ah, mai am și un coș aici sub nas care mă doare teribil. Multe chestii rele mi se întâmplă, mame, și voi nu vreți să credeți la mine durerea mea și suferința mea și voi vreți să poți să ajutați cu orice și mai capata fa Dumnezeu, vă bată. Dar nu se deja ar păsa acum de mine, adică nu o să vă pese de voi, vă pasă de mine. Apreciez, dar pasă vă de voi, bă. Să vede că sunt foarte obosit, adică și românul funcționează perfect. Dar chestia e felgător, pasă vă de voi acolo, lăsați-mă dracului pe mine. Eu mă cer cu conștiința mea în fiecare zi. Uite, iar vă doare capul. Ia, m-a luat un flux de la neuronal, așa care mi-a lovit encefalul, fă. Ce? No, bine, domnule, n-ai vrut să le elimini pe Smaug, așa că Smaug te va elimina pe tine cu o respirație de foc. Ia! Niam! Ala-i, nu respirație de foc, dar hei, hai, că merge și asta, nu? Îmi place poza lui de profil acolo, ceva, valuri, chestii. Ala-i, măi, yeah! Fără muscă de fundal, că de ce dracu ar merge muscă de fundal în prostiață de program? Bată-mă, Dumnezeu, trebuie să-mi schimb calotorul neapărat. Cred că... am făcut așa o aproximare, una concretă și exactă și am calculat, ala-i mă, Predator. Nu asta a rezultat în calculele mele, asta e alt calcul. Dar rezultat în calculele mele concrete, că pe undeva prin 2020, o să-mi iau și un calotor, nu știu, un calotor bun, mă, un calotor ca lumea, un calotor care să rupă orice joc vreți voi acolo. Sau orice joc vreau eu, fiindcă na, eu mare parte joc ce vreau eu și fac ce vreau eu aici, fiindcă ăsta e canalul meu, nu puteți să-mi schimbați opinia. Și dacă încercați chestia asta, o să vă omor. în 2020, nu v-am spus în ce secol, într-o dimensiune paralelă, într-un univers paralel. Scuze, am uitat să menționez chestia asta, îmi pare rău. V-am spus că sunt obosit și nu funcționează bine creierul. Bine, creierul nu funcționează bine de fel, dar acum mai ales în starea asta în care sunt, care zici că am fost anesteziat dracul de 15 ori și m-am trezit la realitate de tot atâtea ori, poate visez, poate este un vis acum, poate tot coșmarul ăsta de viață pe care îl duc eu, coșmar în ghilimele, că nu, mai am și momente bune, acum trebuie să admit adevărul, mai sunt și momente bune în viața mea care nu mă bucur de ele, că știu că o sunt trecătoare și după aia mă bucur de ele și după aia îmi pare rău dracului și nu mai regrete. Există momente bune, dar totuși, frate, eu mi închipui că viața asta, momentele astea nașpa pe care le duc, sunt decât așa un vis și că o să mă trezesc, mă, dacă eu sunt mort, asta mi-am pus-o în cap. Dacă eu am murit oare de proști, sunt dat cu capul de un lucru, am dat cu capul de un păianjen care a târnat cu pânza, așa, am murit dracului. Și acum, nu știu, duc un vis continuu, poate asta e viața după moarte, mă, v-ați gândit la chestia asta, mă? V-ați gândit că voi poate, după ce muriți, visați în continuu, gen un vis continuu. Și, nu știu, ca o viață, știi, ca încă o viață, așa, abar, dar nu știu cum trebuie să mă spun, oricum, odată ce mori, devii una cu universul, pădraia cu Battle of Dumnezeu, univers, că nu suport, devii una cu planeta, mă, oameni. Efectiv, te transformi zi, atomii din corpul tău să împrăștie peste tot. Să împrăștie așa frumos. Acum depinde cum să împrăștie, că dacă e să iei în cazul fetei o moarte în caracala alea, s-au împrășteat în burta la un câine, s-au împrășteat într-un cazan, într-un incinerator improvizat. Și pe mâinile ălea, nenorocitul ălea, care nu o să zic monstru, fiindcă îi sunt monștri. Așa zice toată lumea de monstru și eu nu sunt un monstru și mă simt insultat de chestia asta, m-a atins la inimuță și mă doare și o să-i dau un judecată pentru treaba asta. Dar chestia e în felul următor, eu mă repet repet într-una unei replici, gen replica asta cu chestia în felul următor și asta, vezi? Am scăpat de unele vorbe și am căpătat altele, din cauza că am un vocabular foarte redus, pentru că sunt foarte prost. Ajutați-mă, dați-mi un dex sau ceva, nu știu. Dați-mi un dex în cap, dacă găsiți unul de ăla cu toate cuvintele, știi? Și cu traduceri. Ăla nu mai e dex, deja e... cum dracu se numește, mă, ăla? Da, uite, vezi cum funcționează bine, vezi că nu funcționează bine mintea. Cum se numește? Dicționar se numește, mă, sau să vezi? Dicționar explică cuvinte, cum se numește? Carte de-a de zi, de traducere de zi, de... Pată, mă, Dumnezeu, că nu vine acum, lapsusul nenorocit. O să o punem pe Rexy. Bă, ce trec, mă, tot mănâncă nasul într-una? Iar strănutam în prostie, deci iar mă prea de strănutat, zici că aveam guturaie, dracu, strănutam într-una. Astăzi m-a luat strănuturile, nu strănuturile, astăzi m-a luat sughițurile și acum mănâncă nasul seara.
Practic a trecut ziua, fiindcă e ora 2, e ora 2 dimineața, hai de cam, uite să-mi subsunasă neapărat. Are cineva un șervețel să-mi dea și mie, vă rog frumos. Hai că vă dau una, vă dau bani pe el. Bata, vă Dumnezeu. Dacă este... Stați așa că trebuie să vă ștea la nas. Ai, de capul meu. No, n-am ce să fac, sunt foarte profesional, știu, nu mă judecați, este ora 2 dimineața sau 2 noapte sau cum dracu să spune. Mi-a doar că tot să-mi editez clipul ăsta și cât de oripilat o să fiu de chestia, de ce am atacat eu oare? Și cât de oripilat o să fiu de chestia pe care am făcut în clipul ăsta. Ai, 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 cred că o să setez volumul și toate cele, după o să-mi pun vocea pe mut. Deși sunt momente unde trebuie să evidențiez prostiile pe care le spun numai ca să vă arăt cât de retardat și sunt chestia asta, fiindcă ați văzut stilul meu de editare, nu? Bă, aș vrea să mă angajez așa ca editor, știi? Să mă angajez ca editor pentru ceva, pentru PewDiePie aș vrea să mă angajez ca editor. Să editez eu videoclipuri, cum ar fi să editez eu videoclipuri lui PewDiePie? Ai de cap, meu, cât de fain ar fi asta. Cred că aș face mare troll în videoclipuri. Nu, acum dacă ar fi să, acum nu, pe bune, dacă ar fi să, mi-ar plăcea să fiu editorul personal al cuiva sau, nu știu, să fac thumbnail-ul sau să fac poze pentru alții. Chiar mi-a spus cineva, mi-a spus ceva un site unde zice că pot să-mi fac eu așa ca un fel de cont ceva și să vând artwork-ul, să fac artwork-ul meu, să fac poze, ce fac eu cu ce vă postez vă pe comunitate, să fac pentru alți oameni, să le vând. Și bă, ar fi o chestie. Să scot bani în chestia asta, ar putea să fac din asta o profesie, ceva, știi? Dar la cât de, nu știu, eu nu, zic că nu prea mă pricep așa la desenat acum, habar n-am, frate. Știi că arta e de diferite feluri. Și arta nu se poate judeca, arta nu are cum să fie greșită, știi, asta vreau să spun. Arta nu poate să fie greșită, asta mai are 31 HP, cum dracu s-a întâmplat chestia asta. Dar chestia e că arta nu poate să fie greșită, mă, oameni. Fiecare are un stil unic, fiecare are o percepție unică și un mod unic de a vedea, a vedea viața, știi, perspectiva ta acolo, POV-ul tău, cum se spune. Cum să dau cea, perspectiva de a vedea viața, așa ceva de genul, știi, POV, cum să dau cea chestia asta, măi, dar ca să zici inițiați niște prescurte, știi, dar nu-mi vine acum, iar am lapsusuri într-una, nu știu. Deja încep să uit foarte multe chestii, probabil că o să într-o zi o să uit și unde locuiesc. Eu oricum nu prea ies din curte. Îți dați asta, uit unde locuiesc, în propria curte. M-am știut ce dracu și m-aș curca sub un pom în grădină și aș încep să scârșelesc pe copar să fac un jurnal, să zic acolo, ziua 1, ziua 91, deja nu mai știu să mai număr. Sunt în ziua mierți. Deja am început să-mi inventez propriile mele zile. Hai de cap, eu... Păi, dar cum ar fi chestia asta? Să te rătăcești pe o insulă pustie, să arunci pe o insulă pustie, cum ar fi chestia asta? Îmi aduce aminte de Raf, de Stranded Deep. Hai, adică, nu știu dacă jocul ăla mai funcționează, dacă mai există jocul ăla sau așa, dar... Îmi aduce aminte de jocul ăla, frate, Raftul. Îmi plăcea jocul ăla, era interesant, dar nu știu, acum habar n-am să mai faci update-ul ăla sau lansat jocul ăla, habar n-am ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu unele chestii, adică frate, atât multe chestii faine existau. Existau odată un joc, oameni, bă, un joc, semna așa cu Minecraft, era ceva gen Minecraft, așa, era open world, chestia asta, era multiplayer, putea să fac multe chestii și ea grate și cea Sky Saga, ziceam la jocul ăla. Și dintr-un motiv sau altul au închis developerii în Early Access. De fapt nu, era în, a fost în open, a fost în, zi, în Early Access, a fost în open beta sau open alpha, nu mai mi-aduc aminte ce a fost. Și după aia l-au zi. Au intrat în starea asta de development închis. Adică lumea nu mai putea să mai joace jocul. Lumea a avut o perioadă să testeze jocul, să trimită feedback și chestii de astea și după aia au închis developmentul ce au făcut. Și după aia mai făcea decât ei live stream-uri de astea în care arătau ce poți să faci. Băi, jocul evoluase super tare, deci îmi plăcea jocul ăla nemai pomeni de mult. Și chestia e că a venit doar și au spus că din inconveniente neplăcute, nu știu ce, așa a trebuit să închidă jocul. A trebuit să închidă developmentul și tot. Deci efectiv jocul a dispărut cu totul. Și a zis că o să încerce să facă să readucă pe picioare, dar deja au trecut 5-6 ani de când au închis jocul, frate, și deci da, nicio șansă să-l mai aducă înapoi. Bă, și atât de rău îmi pare de, bă, de jocul avea un potențial incredibil, era un joc super. Zic că ar putea să concureze cu Minecraft-ul cât de șmecherea, frate, era așa, avea o grafică fine, avea o grafică simplă așa ca Minecraft-ul, era open world, era tot așa cu chestii, dar puteți... Erau alte moduri de a construi, erau alte moduri de a explora, aveai alte creaturi, aveai dungeon-uri, aveai o grămadă chestii, oameni. Ia căutați-i pe YouTube. Stați acolo repede un search după ce voi da la clipul ăsta tot acolo și lăsați like și toate cele care dacă nu vă găsește toți rașii. Dați acolo repede un search și căutați acolo Sky Saga.
Că știu, simte că am jucat și pe canalul vechi. Pe prostia de canal vechi, când am postat videoclipul ăla de el, care am jucat cu Bogdan Tino Camerul și nu știu, nu știu și ăla. Și-o filmat el, mișto grafica, da, super. Hai de capul meu, și s-a mutat jocul din toată în 15 frame. E incredibil ce mi se întâmplă. Nu mai suport existența. Deci, a zis că e ultimul. Ups. Am comis o mică greșeluță. Se poate spune că acum... Poate nu mă atacă. Stai așa. Poate există șansa ai... Da. Da, sigur mă atacă, sigur mă atacă. Bată-te Dumnezeu de joc, bată-te Dumnezeu de emulator, bată-mă Dumnezeu de viață. Na. Hai de cam eu. Dar mai când... A, da, am jucat cu el de el și a filmat el de el acolo și de cât am editat, păcat că calitatea, dacă era calitatea audio bună, îl puneam pe canalul ăsta, îl puneam pe Trexus Planet aici, dar din cauza că calitatea audio a fost teribil de proastă, din cauza că, na, s-a înregistrat la eu cu eco, s-auzea el de două ori, din cauza că aveam microfonul prost, că vorbeam pe telefon, și după aia ce am făcut, am luat înregistrarea mea audio de pe telefon și am pus-o acolo în video și am pus pe canalul la vechi acolo să fac așa un test video, să vedem cum e. Și na, el a filmat, acum voi mi-a zis mie, Terex, filmează, tu nu mai filma pe individul ăsta, păi eu nu pot să filmez, bă, de-aia, tocmai asta e problema. Nu cred că ar vrea ceva să vadă un videoclip în cea mai proastă rezoluție, cea mai proastă calitate, în 10-15 frame-uri, cam așa, nu cred că v-ar plăcea, nu? Adică habar n-am dacă vă place ce postez eu până acum. Voi probabil că zice decât așa, mișto că să, nu știu, să mă simt bine și voi face mișto de mine, vă bate joc de mine. Băi, vedeți că eu știu tot, eu văd tot, eu devorez tot. Cred că asta e ultima luptă, că nu mai pot, mă doare capul, dracu, au trecut 40 de minute, bă, ai de cam eu, turneul rupește prăjit. Cred că mă duc direct în Dominator. Cred că mă duc până în Dominator. Ai. Îmi place să stau așa de vorbă cu voi. Mi-ar prinde bine un pahar cu apă. Cineva să se ducă să-mi aducă un pahar cu apă, să-l aruce pe monitor sau pe telefon, pe ce aveți voi acolo, știu că mare parte vă uitați pe telefon. Așa că iau un pahar cu apă și aruncă-ți-l pe telefon, sau mai simplu, ia telefonul și aruncă-l dracu într-un puț. Nu faci asta că nu o să-ți cumpăr altul. Nu sunt responsabil pentru daunele, v-a zis eu că nu sunt responsabil pentru daunele voastre morale, fizice, materiale și altele. Nu răspundă pagube. E posibil să... Oh, doamne, de ce am făcut eu chestia asta? Ce-a fi fost în... Bă, ce-i capul meu? De ce fac prostiile astea? Nu pot să mă concentrez deloc. Băi, de capul meu. Sper că n-am lucrat la vreun proiect, ceva pe acolo. Nu mi-aduc aminte să fi lucrat la ceva. Știu doar că am făcut un atentat și am șters tot după, decât așa m-am prostit puțin. Hai, de capul meu. După ce fac și-o clipul ăsta la Andache, că mă curvă 12 ore. Acum habar n-am. Ia să vedem. Deci, moartă la tine, domnule. 1, 2, ăla e un Indominus Rex, tocmai acum am răzat că acolo este un Indominus Rex, este o fiară de super hibrid, e o fiară de hibrid acolo care vrea să-și pică dinții în carne mea. Ai de capul meu. Măcar să le elimin pe ăsta. Dacă m-ar și ataca bine, nu mă ataci, ok, tovarășe. Cred că le elimin eu pe el dintre lovituri. Adică e foarte păstă, le elimin eu pe el dintre lovituri. Doamne, ce are, n-am s-o stat, nu mă lasă în pace. Ia să vedem, e posibil? 1, 2, 3. Dă-mă le într-o lovitură cu blocul ăla pe care l-are, acum știu să are un bloc. A, l-ai mă, am fost atent, am văzut. Concentrarea mea a revenit. Am băut o cafea și cred că de-aia nu mi-a somnul. Acum mi-am dat seama, am băut o cafea, am mâncat o pizza, am mâncat un crevuș în poetaj, am mâncat niște pufarine la cină, că de ce nu, eu asta mănânc cereale la seara. Ce dracu am mâncat eu? Am mâncat un fel de... habar, nu pot să-i zic patiu cu brânză, era așa ca un fel de gogoașă cu brânză, așa că, dar era tot un patiu cu brânză, știi? Și cred că am mai mâncat și niște pumni în gură de la viață. Cam asta a fost dieta mea pe ziua de astăzi. Mâine toată ziua la WC-ul. mâine trebuie să stau să filmez. De fapt, astăzi când vedeți voi clipul ăsta, dacă mă mai trezesc, dacă nu mă trezesc, dracu, la noapte. Trebuie să stau să filmez episodul de Terex Manie pe care vi l-am promis, oameni. V-am promis episodul de Terex Manie, v-am promis că vă bag propunerile în videoclipul și o să fac ce spuneți voi întocmai. Și asta o să și fac. Asta o să și fac. Eu, Mighty Terex, o să fac ce spune lumea. Eu o să ascult de comunitate, o să fac ce niciun alt idiot nu face. O să asculte de comunitate. Ia să vedem, dar mai întâi toate să ajung și-o în Dominatorul ăla. Așa, o să pun eu oare doi amfibieni.
O să fac o echipă full amfibien, de ce nu? Hai să ne prostim puțin, că deja mă simt de parcă aș fi băut 7 kg de tequila. Da, lichidele să mă soară în chile la mine. Aș fi fumat niște marijuana pe care am eu pe pantaloni. Sincer să fiu, 3 amfibiene a fost o idee destul de bună. Am niște pantaloni de trei mișto pe care se cheamă marijuana. Cred că am fumat pantaloni. O să pun un reserve. Nu cred că poate să mă moară de două lofturi. Sau e posibil? Ținând cont de matematica din jocul ăsta și burst-ul ăla pe care îl primește de Hania, 700 cu 700 ar putea să dea și 2000 la animalul ăla. Hei, nu m-a atacat, așa că eu o să-l atac pe aceasta dacă matematica mea a fost corectă. Da, matematica mea a fost foarte corectă. Drag moartă la tine, domnule, du-te acolo. Du-te acolo, mușcă țărâna. Uite, cam ce dracu am pe mână. Bă, am niște termite, nu știu ce dracu am, am un sac cu greu afară și sacul cu greu sunt o grămadă de gângănii ciudate, micuți, așa ca niște termite. Și sunt tore, așa, dacă ce le apeși cu deși, nu poți să-l omori, trebuie să-l omori cu unghii, așa. Gen să le tai pe jumate cu unghia. Da, știu, Terex un criminal neocit, macabru, merit să fiu târât în stradă și bătut cu covrigei. Dar sunt o grămadă de chestii de alea, frate, băi, deci, băi, vă știți cum s-au demă sacul ăla? Știți cum s-au ligioane pe sacul ăla? Uite așa le s-au piciorușele, uite așa. Așa sau, băi, e foarte jos, să stai așa, stai și tu așa liniștit, să-ți pui mâna pe burtă, să stai pe scaun la soare, să te uiți. Să te urc la cer cum să gânesează porumbei în fața ta și s-au dat sunetul ăla. No. Ce mai zici atunci? Problema e că mi-au intrat câteva dihănii dintre alea în casă. Sau habar n-am, mi s-au urcat pe picioare și l-am adus eu în casă. Eu sunt responsabil pentru încălzirea globală și chestia asta. Habar n-am, nu sunt sigur. Probabil că tot ce se întâmplă în lumea asta se întâmplă din cauza mea, fiindcă de obicei... Stai că când am fost cu el la dentist, a dat vina pe mine că am stat acolo 2 ore la dentist să aștepte. Căci că nu mă auzi de vină că sunt ghinionist. Acum, sincer, să fiu, dacă stau să mă gândesc așa, probabil că eu sunt de vină fiindcă sunt un mare ghinionist. Acum, nu știu ce să zic. Șomajul meu s-a dus dracu, efectiv. Mi-am pierdut timpul pe drum. Ăla-i, mă, încă o luptă și gata, îl punem pe Reaper acum. Efectiv, mi-am pierdut timpul pe drum degeaba. Mi-am pierdut și banii alea pe de alea cu lice, pe hârții de alea ca să dovească că sunt sănătos și sunt apt de muncă și tâmpenii de-astea. Nu mai regrete peste regrete. Stai așa, o să facem o luptă dintre asta. Nu-l punem încă pe Reaper, îl punem pe Reaper într-o luptă în Dominator. Trebuie să facem o luptă și acolo, nu? Vorbesc atât de repede încât nici măcar Schumacher nu poate să țină pasul cu mine. Fac o pauză și o să vorbesc așa de acum încolo, din ce în ce mai lent. Ok, o să pun... Ați zis că sunt Internet Explorer acum, asta dea dracu. Au, doamne. Bă, așa e creierul meu la ora 2 dimineața, dacă m-ați întrebat vreodată cum funcționa asta, mie că la ora 2 dimineața, după aceea că am dormit decât 3 ore. Am băut o cafea și am mâncat la prostii și am avut și o zi nasoală și mai am și toate depresiile astea pe capul meu și toate rele din lumea asta care se întâmplă. Așa funcționează creierul 3 la 2 dimineața. Hei, demonstrație completă a nebuniei mele. Acum mă dezlănțui în fața voastră, îmi afirm dominanța aici, nu vă speriați, oameni, sunteți în siguranță, deocamdată. Până mi se face mie foame iarăși. Nu știu de ce, dar mă simt amuzant dintr-o dată. E imposibil, eu nu sunt amuzant. Eu sunt foarte teribil. De ce mă mint eu oare singur iarăși? Încerc să mă fac să mă... Sunt atât de demoralizat încât încerc să mă... S-au scopat tapioca în față. Tapioca să fac un sacrificiu pentru ea astăzi, fiindcă... nu prea e la așa de bună părivarea erbivorii, ok? Mortă la tine. Așa, 3 rezervi acolo. Du-te la... De unde ești al doilea bloc? Stai așa, ce? Al doilea bloc, haide, cam bă, și mi-aduc aminte drumul ăla pe care am mers astăzi, teroarea de drum pe care trebuie să merg astăzi cu taxiul, mă, oameni. Bai mie, cea mai temblă autostradă, spus în ghilimele, paranteză rotundă, paranteză pătrată, de alea zis, steluță de aia, diez de la așa în colț, acolo frumos asupra, teribil drum, mă, oameni, bai de cam eu. Băi, primarul atât de patetic, atât de multă ignoranță în țara asta, băi, băi,
Bang! E dureros ce se întâmplă, oameni. Avem o țară frumoasă. O să admit chestia asta. Țara asta e frumoasă. Păcat că e locuită. V-am mai zis-o de multe ori chestia asta. Țara frumoasă, păcat că e locuită. Pentru că, frate, uite, nici nu. Avem atâtea posibilități, avem atâtea resurse, avem atâtea locuri mișto, avem ieșire la mare, frate, ceea ce multe țări după Uniunea Europeană nu prea au ieșire la mare așa. Și noi suntem avantajoși cu ieșirea mare spre Mediteranean și toate chestiile alea. Dar noi nu știm să beneficiem de ce e frumos și noi distrugem ce e frumos. Aici, în zona la mine, v-am spus eu că am o pădure. Aveam o pădure, acum e o pădure de cioturi. Pentru că au tăiat toți copacii, frate, și vreau mașini de alea mari, efectiv, camioane cu remorci de alea uriașe, camioane cu remorci de alea mari, așa și cu clăci de ea uriașe, așa ca de macara, prinși în spate. Băi, și luau bușteni, mi-am gândit că eram mai mic, nu foarte mic, dar eram mai mic. Băi, și saltau bușteni de aia mari, frate, bușteni ai naiba de mari, băi. Adică știi ce la buștean mare, frate, trunchi gros, ești nebun, deci umplea camionul ăla cu decât 3 buștini. Acum, frate, n-au mai rămas copaci mari deloc. Și copacii sunt foarte importanți acolo, din punct de vedere meteorologic, din cauza că dacă vine o ploaie, vine un vânt puternic, vine viscol, copacii acționau ca o perdea de protecție, frate, deci copacii erau un scut ăla. E, acum zona asta aici este foarte mare, există alunecări de teren, inundații, viscole și chestii de astea nașpa. Deci, pe scurt, e o zonă apocaliptică aici. De cauza că nu mai avem copaci, frate, nu mai avem scutul natural. Adică, gândește-te tu, în zone de deșert și unele zone de deșert formează din cauza munților, fiindcă na, munții acționează ca un zid de protecție, așa ceva de genul, știi? Bine, aia oarecum fac și rod în cazul că nu poate să treacă norii să facă să ude pământul și chestia asta și să facem zona de deșert. Vorbesc pe copaci acum, frate, copaci sunt importanți. Protejați dracului copaci, ui. Ăștia ne garantează nouă existența pe planeta asta, că dacă n-ar fi copaci ăștia, noi am fi fost sufocați de mult, exact ca și Godzilla în King of the Monsters când au lansat aia racheta nucleară. N-ați văzut Godzilla King of the Monsters să vă bată Dumnezeu? E greșeala voastră aici. E pe internet de mult cu subtitrare, calitatea relativ ok. Urmează să apară pe Blu-ray acum în septembrie, cât am înțeles. Ceea ce fac cu asta. Ce pack frumos! Uite, în rar pe. Uite, vezi în pack-urile astea. În pack-urile astea vechi, care sunt pack-uri, sunt pachete actuale. Direct asta o să fac, frate. O să pun cele mai puternice creaturi ale mele. Uite așa. Cel mai puternic, cel mai actuale pe care le-am acum, de cauza că mi-am pierdut Indoraptorul într-un eveniment, mi-am pierdut Indominus Rex în alt eveniment, i-am pierdut pe amândoi în același eveniment și am pierdut lupta din cauza că am fost un prost incompetent și n-am fost în stare să mă focalizez pe lupta. Am încercat, focalizez, da, eu sunt o cameră de filmat, eu mă focalizez. Uite așa. Bă, să ziceați, filmul așteptat la niște opone ceva mai, nu știu, mai provocator pentru Dominator. Îmi place turneul ăsta. Uite, să avem mai des, uite, evenimentele de astea în care toată lumea poate să obține, în care toată lumea poate să beneficieze. Am zis că nu mai fac videoclipuri de o oră niciodată. Și iată-mă pe mine aici, eu spun foarte multe chestii și fac exact opusul a ceea ce spun. Eu mă contrazic singur și foarte multă lume m-a ciocănit în cap pentru chestia asta că mă contrazic singur. Eu spun o chestie și după aia fac alta. Sau fac, zic o chestie și spun alta, sau fac o chestie și zic alta după aia. Na, ăsta e T-Rex-ul. Pe ăsta l-aveți, mulțumiți-vă cu el, că dacă nu distrug planeta, pe cuvântul meu distrug. Vreți să pogneți trece să distrug lumea, băi? Băi, deci nu mă faceți să distrug lumea. Sunt atât aproape să aducă vă dracu toți. Cred că am provocat un uragan pe undeva până în America, nu ai de cam rip Zimbabwe. Doamne, abia să încheie episodul ăsta, să mă duc să mă culc, după ce o să editez la vreo 5 ore. Mai mult sau mai puțin. Oi, de cap, s-au dus direct pe jos bonus take raps. Dihania mică chiar are ceva sânge, mă, să lupte. În fine, o să pun 4 puncte de acțiune. Haide, domnule, elimină-o pe Tina. Îndrăznește. Dar nu da tare că mă doare. Dar totuși dă-i tare. Dar nu da tare că mă doare. Mulțumesc foarte mult, domnule, pentru decizia ta. Aproape că m-ai și lovit. O să arunc pe Reaper. Fiindcă toată mai vrea să vadă pe Reaper. Tuturor le place Indoraptorul. Și ați văzut voi ultimul cadru pe care l-am pus acolo. Produsul final, poza aia finală, ultimul cadru ăla pe care l-am pus acolo. Între mine și Indominus Rex acolo. Poza pe community, da, bata vă Dumnezeu, merge și uitați-vă la că e frumoasă. Apreciați-vă. Eu strig după atenție acum. Mi-au sugerat ceva să pun și Indoraptor acolo și am pus Indoraptor, vezi? Ascultă sugestiile voastre, vedeți? Sunt un youtuberaș bun, arătați-mi susținere, bată-vă Dumnezeu. Oi, încă 30 de trofee. 29, dar o să spun 30 numai așa să mă simt eu bine. 293, uite. Alea. De ce ar trebui să pun chestia acolo?
Și acum ca pe minune o să primesc, o să primesc 100 de, hai că merge. Dacă nimic, tot mai bine. Da, în fine, mă, oameni buni, vreau să știu unde sunteți în turneul ăsta, vreau să știu dacă luptați în turneul ăsta, vreau să spuneți părerea voastră despre jocul ăsta, vreau să spuneți cum este viața voastră, de ce vă urâți și de ce vreți să muriți cât mai repede și de ce vreți să vă omor eu chiar acum în momentul ăsta, pornind din dește. Bă, dar ce nu mere, mă, asta? De ce merge numai în desene în vată? Da, în fine, mă, oameni buni, cam aici o să închei acest episod, eu sper că v-a plăcut, lăsați voi acolo un like, eu vă mulțumesc toată atenția voastră, tot suportul pe el, îl rog și noi să vedem ca în data viitoare. Hai, pa!